Peste 30 de misiuni au fost efectuate de către pompierii mehedințeni în ultimele 24 de ore. Aceștia arată în mod constant interesul pe care îl acordă pentru siguranța cetățenilor. Mereu la datorie și promți, aceștia își pun de multe ori viața în pericol pentru a o salva pe a noastră. Pompierii Mehedințeni lucrează la foc continuu. Aceștia au efectuat peste 30 de misiuni în ultimele 24 de ore, dintre care 4 pentru stingerea unor incendii, 14 pentru acordarea asistenței medicale de urgență unor persoane, iar 13 pentru prevenirea și combaterea răspândirii noului coronavirus. În ultimele 24 de ore, pompierii Mehedințeni au desfășurat 31 de misiuni, 4 dintre acestea pentru stingerea unor incendii, 14 pentru acordarea asistenței medicale de urgență și 13 pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. Pompierii mehidințeni au acționat pentru stingerea a patru incendii, trei dintre acestea izbunite la vegetație uscată pe raza localităților Eșelnița, Govodarba și Godeanu. Pompierii militare au localizat și stins incendiile, care au cuprins circa 23 de hectare de vegetație uscată, lăstăriști și mărăciniști. Pentru a preveni izbucnirea unor incendii, ca urmare a folosirii focului deschis pentru igienizare, Reamintim cetățenilor că arderea se execută în condiții meteorologice fără vânt, numai pe timp de zi și sub supraveghere permanentă. Totodată, aceștia trebuie să dispună de mijloace și materiale pentru stingerea eventualelor incendii și să nu părăsească locul arderii până la stingerea completă a focarelor. Facem precizarea că arderea vegetației uscate, fără obținerea permisului de lucru cu foc, emis de primărie, cu avizul gărzii de mediu și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, constituie contravenție și se sancționă cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei. Dintre cele 13 acțiuni pentru prevenirea și combaterea răspândirii noului coronavirus, două au fost pentru decontaminare, două ambulanțe smurd și saj, iar alte două pentru preluarea și transportul unor persoane care au necesitat îngrijiri medicale sau au fost plasate în carantină la domiciliu.